Bună ziua și la mulți ani, România! Sărbătorim astăzi 158 de ani de la Unirea Principatelor Române. Nu-i putem spune nici Mica Unire, nici Marea Unire. Este Unirea care la 1859 a întregit România și a format România. Vreau să-mi permiteți să invit în scenă pe domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Mergeane Dumitru și pe doamna Luca Andaluzia, viceprimarul municipiului Tulcea. Mulțumesc! Pentru 4 minute. Ca să vin mai în față, să vă rog pe toți. E frumos să vedem o sală plină. Ne pare rău, ne cere scuze din nou pentru că nu am reușit să îi mulțumim pe toți tulcenii care ar fi vrut astăzi să fie aici. Probabil avem nevoie de o sală mai mare pentru următoarele evenimente, pentru că la fel am pățit și la 1 decembrie. Perfect, domnul vicepreședinte, poate reușim să luăm acel cinematograf Dacia și să-l transformăm într-o sală mare, un sediu al ansamblului Baladele Deltei, o sală de 900.000 de locuri. Discursul despre însemnătatea acestei zile l-am ținut mai devreme acum o oră în Piața Civică, unde am fost alături de oficialitățile Tulce, de preasfinția sa, Părintele Visarion, de domnul prefect. Astăzi am venit aici doar să fim alături la acest moment important, să fim uniți în cuge și simțire, așa cum spune și titlul spectacolului. Am amintit astăzi despre însemnătatea acelei zile de 24 de ianuarie. În preambul am vorbit pe 5 ianuarie când a fost numit Cuza domnitor la Iași și vreau doar să vă citesc ce a zis atunci Mihail Cogălinceanu cu acea ocazie. O, Doamne, mare și frumoasă ți este misiunea, Constituția din august ne semnează o epocă nouă și măria ta ești chemat să o deschizi. Fii dar omul epocii, fă ca legea să înlocuiască arbitrarul, fă ca legea să fie tare, iar tu, măria ta, ca domn, fii bun, fii blând. Fii bun mai ales cu acei pentru care mai toți, domnii trecuți, au fost nepăsători și răi. Eu vreau să vă mulțumesc din nou pentru că v-ați făcut timp și ați venit astăzi aici. Și vizionare plăcută în continuare. La mulți ani români, la mulți ani tulceni. Mulțumim, domnul vicepreședinte. Doamna viceprimar Luca Andaluzia. Bună ziua și la mulți ani! Vă mulțumesc că sunteți într-un număr atât de mare alături de noi astăzi aici. Astăzi este o zi în care noi ne reamintim de primul pas pe care l-am făcut pentru o Românie unită. Îmi exprim speranța și dorința că noi tulcenii știm să fim români, să fim mândri că suntem români și că tot ceea ce întreprindem noi, autoritățile locale, dumneavoastră cetățenii, vom face în așa fel încât să trăim într-o Românie normală, într-o Românie unită și să fim bucuroși și fericiți, mai ales în aceste momente de sărbătoare. La mulți ani și vă dorim vizionare plăcută și vă promitem că data viitoare vom fi într-o sală mult mai mare. La mulți ani! Mulțumim!
pentru că vorbeam la început de unirea principatelor române, iată că prin această zonă folclorică a României, Moldova, am făcut introducerea primului nostru invitat. De aceea am și invitat trei bărbați, pentru că reprezintă fiecare câte o provincie. Călin Brăteanu reprezintă Moldova, Gelu Voicu, Țara Românească și Aurel Tamaș, Ardeanu. Cel care va veni în fața dumneavoastră, un om de suflet, un cunoscător al tradițiilor bucovinene, al tradițiilor din zona de nord a Moldovei, care și-a dedicat până în prezent anii și munca pentru tot ceea ce înseamnă cultura tradițională a poporului român. Chiar aseară, de pe la 9, așa, până la 12 noaptea, împreună cu Gelu Voicu, am povestit despre tot ceea ce este mai frumos în cultura tradițională românească, de ce trebuie să o păstrăm, de ce trebuie să o ducem mai departe, pentru că aceste frumuseți ale melosului popular trebuie să dăinuiască peste timp. Îl invit în fața dumneavoastră pe Călin Brăteanu! Moșinii purtau cașul să-mi bărbații, venișoțâni au pe frunte cu multă mândrie, s-au făcut pentru cașul cu o lume întreagă, jos din cap n-o frusoreil a fost tare dragă. Să știi, la tine-o putut să vii. Ardeoneasă! Este dor la mulți pe lume, dacă la noi n-are lume. Și este dor și peste sate, dar ca la noi nu se mai poate. Că la noi dorul din dor, fașii din suflet izvor și din inimă munte s-a strângă parăie multe. Când le-a slobozit la vali, nimic nu li stea în cale. Cui dorea trebui să se poată racori și cui de dorea și seate să beie și să se îmbiate. Hai noroc! Și la mulți ani să trăim cu tăță până ne-or crește mari nepoță. Hai noroc și la mulți ani viața să ne și în belșug și în bucurie. Ca așa am fost dați pe pământ ca să nu șim frunz în vânt. Că doar pământul stă zidit și șal de sus niclintit. Hai românii, lasă grija, azi-i sărbătoare și din bătrâni așa-i zâns. Bun sau rău cum ne-a făcut și avem fiecare, hai să stăm cu fruntea sus. Hai noroc și lanța să trăim cu toți, în ori crești mari nepoță. Hai noroc și lanța în viața sânișie, credincioși și bucurie.
Și iată, cu această suită din zona folclorică a Olteniei, facem legătura din Moldova în Oltenia și facem legătura cu următorul zmeu al cântecului popular teleormanean, muntenesc, care nu mai are nevoie de multă prezentare, Genu Voicu! Să mă duc la mea mândruță, la mândra de la Tulcea. Păi ah, mâncaia-și gurița, mă. Păi ah, mâncaia-și gurița, mă. Că așa-i dorul de drag, te face de mergi de gard, mă. Prin noaptea ca năut, mă. Pe ziua nu-ți trebuie, așa-i vrei. Și-o mândruță lângă mine, să-mi iubesc pe-a mea mândruță. Păi și să beau vin din ploscuță, mă. Păi și să beau vin din ploscuță, mă. Că vinul și iubitul se omoară omul, mă. M-a omorât și pe mine. Am croit-o, am scris-o toată noapte.
Știți ce mi-a fost cel mai greu? Să-l ascund. Și aseară când ne-am întâlnit, am stat o leagă la un pahar de vorbă și eu tot comunicam prin mesaj cu el, care era sus în camera de hotel. Cred că o fi zis nenea Gelu. A luat-o razna Gelu. A venit la cum îi spune, la Tulcea și a început să trimite mesaje. Acum, mi-a fost rușine să spun. Da, bun. Și ne mai păsuiți 2 minute, pentru că dumneata nu știe nevasta, nene. Și azi n-a cântat niciodată pe scenă, ci cum o să cânte acum. A, că-l pur pe ăsta. Bun. A, așa. Ia stai că ți-l las pe ăsta. Vom face legătura cu zona Ardealului. Jocuri din zona Sibiului. Ansamblul artistic Baladele Deltei al Primăriei Municipiului Tulcea. Rău colegii să se retragă, cei de la Tulcea, ceilalți să se monteze. Îmi cer scuze pentru mai devreme, dar chiar am avut emoții, pentru că de fapt de fiecare dată am emoții. Emoțiile sunt cele care ne încarcă sufletul. Pentru că atunci când vă vedem pe dumneavoastră bucuroși, și noi suntem foarte bucuroși. Ne hrănim cu spiritul dumneavoastră, ne hrănim cu aplauzele dumneavoastră. Și încă o dată aș vrea să le oferim aplauze Primăriei Municipiului Tulcea și Consiliului Județean Tulcea, care au pus umărul și material și spiritual la realizarea acestui spectacol. Pentru prima dată la Tulcea, ne chinuim de câțiva ani de zile și iată că am reușit, pentru că de multe ori l-am contactat pe Relu, așa cum îi spun apropiații, pe Aurel Tamaș. Noi ne-am cunoscut în 1990, dar nu, la Zărnești. Eram cu ansamblul Baladele Deltei la un festival Floare de Colț la Zărnești și atunci a fost un bis, era în aer liber, a fost un bis foarte puternic și a trebuit să mai dansăm ceva. Ne văzuseră puțin mai înainte, aveam un dans țigănesc și Aurel Tamaș zice: vă rugăm frumos, mai faceți pentru mine dansul ăla, că așa de frumoase sunt jocurile. Poate nu modul lor de comportare, ci tradiția pe care ei o au și nu știu să o valorifice. Și am mai repetat odată și de atunci am rămas buni prieteni. Iată că am reușit să-l aducem aici, la dumneavoastră, în fața dumneavoastră, să-l aducem și să reprezinte această zonă care mistuie de cultură tradițională, de folclor, această zonă a României, Ardealul, care are, din punct de vedere folcloric, se împarte în 3 subzone, Ardealul de Nord, Ardealul de Centru și Ardealul de Sud. Reprezintă cea de-a 3-a provincie, Bândașii de Cluj și Aurel Tamaș. Thank you.
Mălin, tăte pe la Tulcea, vin, azară mi-a oferit un echipar, zice, unde mereți, domn Tămaș, pe mine, merg la Tulcea, dar zice, mereți cantare, pe zic, așa se mere, paște. Bun, bine, i-am dat un compact disc, așa facem noi artiștii. Și bine, bine, mulțumim, fain, zice, asta îmi dau la nevastă mea, că zice, când e misiunea aia cu minunile, zice, mi s-a ard de rântașul pe solă. Thank you.
Ciprianu, Gelu Voicu. Grupul vocal al ansamblului Baladele Deltei, orchestra și corpul de balet al ansamblului artistic Baladele Deltei, alături de Consiliul Județean Tulcea, Primăria Tulcea și alături de dumneavoastră și împreună cu dumneavoastră vă urează